Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și acesta este locul în care discut sincer și deschis cu prieteni și specialiști despre probleme, lupte și experiențe care ne schimbă viața. Plângem și râdem împreună, spunem lucrurilor pe nume, iar credința în Dumnezeu este elementul comun al poveștilor pe care le vei auzi aici. Salut și bine ai venit la episodul 12 al podcastului Vulnerabil. Sunt Ramona Lazar, iar astăzi l-am provocat la o discuție francă pe Marius Cruceru. Marius Cruceru este profesor universitar doctor și predă în cadrul Universității Emanuel din Oradea. Totuși, cel mai mult se mândrește cu soția sa și copiii pe care îi cresc împreună. Este un familist convins și luptă activ pentru consolidarea familiei. Pentru că știam de proiectul Casa Păcii și Grădina Împăcării, despre care vei afla mai multe imediat, am vrut să am această conversație cu dânsul. Mi-a plăcut mereu stilul său direct și onest de a aborda subiectele sensibile, astfel că m-am înarmat și eu cu același tip de întrebări. Discuția de azi este o rană adâncă, ascunsă de multe ori de biserică, de partenerii de viață și de comunitățile restrânse. Dar această rană adâncă, din păcate, face ravagii și în interior, dar și în exterior, nu doar în momentul semnării actelor de divorț. Motivele care duc la despărțire pot fi diverse, dar divorțul rămâne o decizie care afectează, rănește și schimbă oameni dincolo de cei doi parteneri. Abuz, infidelitate, separare, abandon, divorț? Ai avut și tu măcar o dată în minte unul din aceste cuvinte? Ai experimentat ceva din cele enumerate sau cunoști pe cineva care a făcut-o? Acest episod este pentru orice persoană căreia îi pasă de familie și care vrea să înțeleagă ce înseamnă drama divorțului și cum îi poate ajuta sau îndruma, măcar așa, la scară mică, pe cei care stau la intersecția acestor decizii, să plec sau să rămân. Hai, ascultă cu inima deschisă discuția mea cu Marius Cruceru. Domnule profesor Marius Cruceru, bun venit la podcastul Vulnerabil. Bine v-am găsit. Mă bucur că astăzi putem sta de vorbă și sunt sigură că mulți dintre ascultători vă cunosc deja, dar dacă e cineva care nu știe prea multe despre dumneavoastră, m-aș bucura să deschideți așa puțin ușa și să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Cine este Marius Cruceru? Păi vă spun lucrurile de care sunt cel mai mândru, ca să zic așa. Lucrul cel mai important este că sunt un păcătos răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, altfel eram mort din păcatele mele. Asta e cel mai important lucru din viața mea. Apoi, faptul că sunt soțul Nataliei de aproape 33 de ani și asta este o mare achiziție și o mare binecuvântare. Și apoi sunt tatăl a trei copii în viață, mai avem și alți copii care sunt, dar nu sunt cu noi, sunt în partea cealaltă, sunt în veșnicie și sperăm să ne întâlnim cu ei. Deci avem trei copii în viață, doi copii căsătoriți, suntem bunici de aproape 2 ani și urmează o nepoțică imediat în iulie. Și mai avem un fiu care este un fel de cadou așa de senectute pe care Dumnezeu ni l-a dat, care are 8 ani și jumătate și cu care facem homeschooling, se numește Noah. Deci fata noastră, Neria, este căsătorită cu Titus și vor avea doi copilași, Naum este căsătorit cu Andreea și Noah este încă în casa noastră și ne bucurăm de timpul petrecut cu el. Ce frumos! Înțeleg că v-ați schimbat sistemul de școlarizare cum ar veni doar în cazul lui Noah. Da, ceilalți copii au fost într-o școală creștină, dar acum am ales această variantă, asta este încredințarea noastră acum. Cred că apare acest gând în mințile multor părinți, așa în ultima perioadă, cel puțin așa o simt eu. Da, este după pandemie, mulți părinți au descoperit că pot fi, deși unii contemplau ideea, n-au avut curaj, dar pandemia ne-a obligat pe toți cumva să devenim homeschoolări, că am vrut, că n-am vrut. Unii părinți au descoperit goliciunea materiei, alții au descoperit goliciunea profesorilor și incompetența unor profesori, nu generalizez, că și eu sunt profesor de 30 de ani. Au descoperit de asemenea că sunt destul de competenți să facă lucruri pe care școala le face mult mai prost și au descoperit ei ca părinți că pot face lucruri mult mai bun. Și unii au rămas cu
această apucătură, ca să zic așa, de a-și învăța copiii, de a-și exersa mandatul și fac treabă destul de bună. Sunt câteva familii, câteva sute de familii în România care fac homeschooling. Să ne rugăm pentru noile legi ale educației, nou pachet de legi ale educației, ca să permită în continuare această variantă mult mai bună de a ne ocupa de copiii noștri, pentru cei care pot. Este un drum elitist, recunosc, nu toată lumea își poate permite luxul de a păstra un părinte acasă, să se ocupe de copii, mai ales când sunt mai mulți. Și, de asemenea, nu toți își asumă responsabilitatea de a-și pregăti copiii ei înșiși și de a reînvăța materia împreună cu ei, pentru că toți am făcut integrale, șiruri, radicali. Și astea sunt ca mersul cu bicicletă, nu se uită niciodată, dar noi avem impresia că nu mai știm nimic. Dar dacă deschidem un manual de matematică sau un manual de chimie sau tabelul Mendeleev sau teorema lui Pitagora, imediat ne le reamintim și le putem învăța alături de copiii noștri. Dar unii nu mai sunt dispuși la acest efort, atunci de asta pare o chestie foarte elitistă, pentru că nu s-a distribuit în mod egal curajul pentru toată lumea. Așa e, într-adevăr, presupune o mare responsabilitate și un efort în plus din partea părinților. Da. Acum să intrăm așa puțin în tema noastră. De mai bine de 3 ani ați inițiat proiectul Casa Păcii și Grădina Împăcării, un proiect care se adresează cuplurilor care au ajuns într-un impas și consideră că tot ce le mai rămâne este divorțul. Pe scurt, dumneavoastră îi spuneți un proiect antidivorț. Da. De unde și de ce a apărut dorința inițierii unui astfel de proiect? Povestea din spate este una dureroasă. Nu putem vorbi cu zâmbet despre divorț niciodată, din fericire, pentru că Dumnezeu urăște divorțul. Totul a început în urmă cu mai bine de 18 ani, când, fără să vrem noi, am fost parte, sau prietenii de-i noștri au făcut parte la istoria tristă a lor, a fost un dublu adulter. Menționez că, dacă voi pomeni exemple, sunt doar acele exemple pentru care am permisiunea de a-l folosi. Iar acest cuplu pe care pomenesc acum mi-au dat permisiunea de a folosi istoria lor fără a da numele, dar folosesc istoria lor ca un prim rod al acestui proiect și ei ne-au făcut parte din istoria lor, un dublu adulter, având copii adolescenți, o căsnicie care a intrat într-un impas extraordinar. Am început un proces de consiliere împreună cu soția mea. La un moment dat am stat 9 ore într-o cameră de hotel împreună cu ei și atunci ne-a venit ideea de a izola în acea cameră de hotel. Am stat împreună cu ei, le-am dus mâncare în regim catering, am stat și le-am oferit rugăciunile noastre, postul nostru, cât am știut noi, sfaturile noastre. După o aventură de aproape 2 ani, acest cuplu și-a revenit, s-au împăcat, încă sunt răni care dor când e vremea rea, întotdeauna cicatricile dor când vremea e rea. A fost o primă istorie de succes. După aceea, în viața pastorală, pentru că aproape 20 de ani am fost pastor într-o localitate din Bihor, m-am reîntâlnit cu problema divorțului și, în cazuri neașteptate, în familii de evanghelici, unde credeam că nu se pomenește așa ceva. Apoi, în 2019, am încasat, ca să spun așa, ca familie lărgită, un divorț foarte urât a unei persoane dragi nouă din familia noastră mai mare și asta ne-a pus pe gânduri pentru că amândoi partenerii acestui cuplu erau din familii de credincioși, la a treia generație de credincioși. Și tot în jurul acelui an am primit o bucată de teren de la cineva. Noi aveam un teren cumpărat pentru casă și n-am știut pentru ce. Pentru cine dă Dumnezeu ne pune în brațe 1800 de metri pătrați. Am tot contemplat, am refuzat inițial, am tot amânat actele, n-am vrut să facem. Sunt și eu și soția mea, suntem destul de rezervați în acumula lucruri. Decizia noastră, votul nostru a fost pentru o sărăcie decentă în căsnicia noastră. Deci nu suntem genul care să avem casă de vacanță sau să ne facem să ne cumpărăm iaht sau chestii de genul ăsta. Și atunci Dumnezeu ne-a dat un gând. Am văzut un reportaj despre temnița îndrăgostiților de la Biertan. Se spune că sătenii, când se sesizau că există o problemă cu un cuplu, îi duceau și îi izolau acolo, în această temniță a îndrăgostiților, îi închideau pe cei doi, soț și soție, le dădeau mâncare o dată pe zi, aveau un pat, o masă, două scaune, o singură farfurie, o singură lingură, fără furculiță și cuțit, și erau lăsați acolo circa 7-8-10 zile cât era necesar și mitul spune că
În 300 de ani, în localitatea respectivă, a fost un singur divorț. Da, e frumoasă povestea, nu e întru totul adevărată, dar asta ne-a dat de gândit. În perioada pandemiei, gândul acesta s-a accentuat, așa că Dumnezeu ne-a pus pe umeri o chestie pe care n-am dorit-o, nu o dorim, apare din exterior o lucrare generoasă, dar uitați-vă, ieri am avut o întâlnire cu un astfel de cuplu, astăzi, la ora 5 jumătate, am o altă întâlnire, și sunt întâlniri de câte o oră, o oră jumătate și sunt epuizant emoțional, pentru că, de fapt, excavezi în mizeriile adunate de uneori de 13, 14, 20 de ani de zile în cupluri. Gândiți-vă că sunt cupluri care divorțează după 40 de ani de căsnicie. Alții, am avut o serie nenorocită în anul 2021, 5 cupluri, unul după altul, toți cei 10 componenți ai celor 5 cupluri erau din familii de credincioși evanghelici, toți sub 30 de ani, toți fără copii, deci fără griji materiale, toți cu servicii foarte bune, toți din mediul urban, toți foarte bine educați, toți cu o situație materială foarte bună, dar toți cu o relație foarte proastă cu biserica și cu Biblia. Deci oameni care n-au mai citit Scripturile, care nu s-au mai rugat împreună, care n-au mai avut acel timp de părtășie împreună, care n-au mai mers împreună la biserică, care s-au izolat unul față de celălalt și au format propriul grup de prieteni, fiecare angajat în firmă cu tot sufletul ca să poată promova din punct de vedere profesional și acolo și-au găsit unii dintre ei alte prietenii care au dus la adulte. Deci, în perioada de pandemie, divorțurile în mediul evanghelic au crescut exponențial, din păcate. Pot confirma din propria experiență, din propriile contacte. Și aceasta ne-a dus în situația în care am început o construcție care să semene cumva cu ideea asta. Sunt două clădiri în stil bucovinean. Una este ceva mai modernă, cu încălzire în pardoseală, cu o baie, cu geamuri termopan, și alta este o clădire salvată din lemn de acum 150 de ani, e o casă pe care domnul Țucu Cârstean, cu echipa lui de la Ambulanța Caselor Bucovinene, așa se cheamă proiectul, au salvat-o și o donează. Este o casă demontată complet și remontată, reansamblată. Cuplurile vor avea opțiunea de a fi arestați, ca să spun așa, între ghilimele, într-una din aceste două case, cu ceva confort mai mult, sau cu ceva confort ca acum 150 de ani, cu toaletă afară, cu lampă și așa mai departe, ca să prețuiască ce au, ca să prețuiască confortul pe care îl au acasă, relațiile pe care le au. În momentul când un cuplu apelează la serviciile noastre, noi facem o înțelegere de confidențialitate cu ei. De asta v-am spus că nu vă pot deconspira istoriile dânșilor decât atunci când am aprobarea. Chiar avem un cuplu acum care se îndreaptă spre împăcare și ne roagă. Vă rog să folosiți povestea noastră ca o încurajare pentru ceilalți. Dacă noi ne-am putut împăca, cu siguranță că se pot și alții și Dumnezeu poate face minuni. Avem în ajutorul nostru specialiști, este doamna Augustina Ilisie, psiholog care face minuni. Realmente este o doamnă pentru care am un respect deosebit ca profesionist și care s-a oferit să ne ajute benevol. Apoi alți păstori, consilieri, este nepotul meu, Beniamin Cruceru, care s-a specializat pe problema divorțului și care este consilier în acest proiect. Noi nu percepem niciun fel de taxe pentru servicii la Casa Păcii, niciun fel de, dacă se gândește cineva, oamenii ăștia fac bani din chestia asta, nu. Cei care ajută proiectul investesc în clădire și cei care sponsorizează proiectul sponsorizează de fapt masa și cazarea acestor cupluri. Noi nu, eu și soția mea sau cei care sunt angajați în acest proiect fac voluntariat, nu percep niciun fel de taxe pentru serviciile prestate. Deci oamenii s-au adunat încet încet și un lucru surprinzător, s-ar putea să spară o informație surprinzătoare, dar trebuie să vă spun, cei mai mari fani ai acestui proiect sunt fie copii, când spun copil, vorbesc de un om de 56 de ani, da? Copil rezultat dintr-o căsătorie care trece printr-un divorț și care știe ce înseamnă traumele divorțului și este unul din cei mai mari fani ai acestui proiect, sau, guess what, oameni care au divorțat sau recăsătorit și care au descoperit că mergând în noua căsnicie nu și-au rezolvat problemele, că de fapt au dus ego-ul lor, egoismele lor, orgoliile lor acolo și au descoperit că un divorț și o recăsătorire nu sunt întotdeauna rezolvarea problemelor. Ai scăpat dintr-un iad și poți intra într-un altul, într-un alt etaj al iadului, dacă ar fi să-l depictăm ca în Dante acest iad. Da, acum că ne-ați descris puțin de unde a apărut ideea aceasta, consider că ar trebui să ne întoarcem cumva spre cuvânt ca să stabilim parametrii discuției noastre.
Așa cum am zis deja, discutăm despre divorț. Aș vrea să atingem puțin și ideea separării și ce impact poate avea și cum poate duce ea la reconciliere, abuz și recăsătorire, dacă există așa ceva în mediul evanghelic și în parametrii biblici. Da. Cumva mai multe teme într-una singură și e o temă dificilă care aduce mult disconfort, cel puțin pentru mine, care nu am abordat-o și doar am auzit poate de cupluri care au trecut prin așa ceva. Așa că m-aș bucura dacă ați seta puțin cadrul și să ne explicați care este perspectiva biblică asupra divorțului. Da, aici v-aș recomanda pentru ascultătorii podcastului noastră o serie de vreo 3 emisiuni, cred că le am împreună cu nepotul meu, Beniamin Cruceru, pastorul Beniamin Cruceru, care s-a specializat pe chestiune. Adică și-a făcut lucrarea de licență, lucrarea de master pe chestiunea divorțului și este un, nu că e nepotul meu, dar este chiar foarte bine informat pe temă și care a creat un cadru excelent de discuție. Deci de acolo se poate porni discuția. Pornim în primul rând de la ce este căsătoria. Ca să înțelegem mai bine problema divorțului, trebuie să înțelegem ce este căsătoria. Căsătoria nu este o asociere, căsătoria nu este un contract social, căsătoria nu este o opțiune emoțională, o alegere relațională. Căsătoria este un legământ. Dacă înțelegem conceptul de legământ, atunci totul se schimbă, pentru că un legământ, m-ați întrebat de perspectiva biblică, dacă mergem în altă parte, să căutăm în Dex sau să căutăm în legislația României, bineînțeles, definițiile sunt diferite. Dar noi ne uităm, așa cum bine ați precizat, în Scripturi. Ori perspectiva Scripturilor este că Dumnezeu urăște despărțirea dintre bărbați și femei. De ce? Tocmai din pricina asta, căsătoria este un legământ. Ce este un legământ? Așa cum îi spune și numele. De la antici învățăm, de la Aristotel învățăm că o definiție trebuie să aibă un gen proxim și o diferență specifică. Ei, care este genul proxim? Este o legătură formată între două persoane pentru toată viața. Așa cum și dumneavoastră v-am văzut pozele superbe de la căsătorie, căutându-vă profilul, când ați mers acolo în rochie de mireasă, ați spus la bine și la rău, în sănătate și în boală, în sărăcie și în bogăție, până când moartea ne va despărți. De ce spunem asta? Pentru că este un legământ. Ce înseamnă un legământ? O legătură între două persoane de sex diferit, trebuie să precizăm asta în Europa secolului 21, până la moarte. Până când unul dintre parteneri moare. Nu există niciun text în Sfânta Scriptură care să ne îndemne sau să permită căsătoria. Este celebru text din Predica de pe Munte care este invocat. Chiar dacă ne uităm în textul din Predica de pe Munte, acolo acea excepție din pricină de curvie, chiar dacă admitem acea excepție, permite despărțirea, nu permite recăsătorirea. Și acolo Domnul Hristos îi prinde pe farisei într-un șahmat, pentru că spune următorul lucru. Ați auzit că s-a zis că vă puteți lăsa nevestele pentru orice pricină. Practic, dacă nu-ți plăcea cum îți face omleta soția, nu mai îmi place. Dacă îmbătrâni puțin și legea gravitației își spune cuvântul asupra corpului ei sau a albit, domnule, nu mai îmi place, vreau o prospătură. Și atunci divorțau din orice pricină. Domnul Iisus spune, nu puteți divorța din orice pricină, afară de pricină de curvie. Și atunci trebuie scris o carte de despărțire. Ce înseamnă asta? În ce îi prinde? Bun, haideți să ne imaginăm următorul caz, următoarea speță. Un soț își prinde soția în curvie, da? El o prinde, el este principalul martor, își cheamă alți martori și scrie pe cartea de despărțire, am prins-o în curvie. Cu cartea asta de despărțire trebuia să ducă la Sanhedrin, la Sinedru, acolo să prezinte cazul și ce urma după aceea. Trebuia să meargă în curtea cetății să o omoare cu pietre și primul care trebuia să tragă cu piatra era cel care a făcut prima acuzație. Da? Deci iată că era pus într-o situație imposibilă. Aveai două opțiuni. Să o ierți, că de asta avem cartea Osea scrisă în Scripturi, să o ierți sau să o omori. Deci într-o căsătorie și o altă căsătorie nu putea să fie decât un deces. Asta este cadrul biblic. Ce avem, cu cine ne întâlnim în realitate? Ne întâlnim cu soți, soții care ajung în situații de adulter, uneori dublu adulter, cum am spus, și nu mai vor să împace. Și apare recăsătorirea. În Marcu, capitolul 10, Domnul Iisus tranșează și acest lucru. În Matei, capitolul 19, Domnul îi explică ucenicilor ce-i cu recăsătorirea. Atât de bine înțeleg ucenicii
problema cu recăsătorirea încât să sperii, fac câțiva pași înapoi, wow! Dacă atât de serioasă este problema, la ce folos mai este omului să căsătorească? Pentru că dacă nu mai poate trece dintr-un mariaj în celălalt, ne încurcăm foarte, foarte tare, ne legăm viețile, de fapt, așa de serios, i-au priceput. Ne legăm pentru toată viața. Au înțeles că un om poate avea o singură soție, o soție poate avea un singur soț pentru tot parcursul vieții lui. Acum noi trăim în plină patologie și am avut prieteni care au divorțat sau recăsătorit, am avut în familie care au divorțat sau recăsătorit. Mă întrebați pe mine cum privesc acest lucru? Îl privesc cu compasiune, îl privesc cu milă. Nu am participat la nunțile acestora, pentru că n-am vrut să dau credit, n-am vrut să încurajez așa ceva, n-am vrut să fac un compromis cu convingerile mele teologice. Înțeleg acest lucru, înțeleg nevoia care apare în singurătate, înțeleg presiunea care apare. Uneori suntem puși în situațiile astea, suntem întrebați, mă întreabă bărbații, și ce vreți să fac acum? M-a lăsat, am 32 de ani, m-a lăsat. Și gândiți-vă că avem cele 5 cupluri despre care am discutat, toți sunt în jurul vârstei 30 de ani. Deci oamenii aceștia sunt în plină activitate biologică, ce să mai spun, de tensiunile care apar, în plină eflorescență hormonală, ce soluții le oferim, întreabă ei. Răspunsul meu este, nu pot să vă ofer decât soluțiile pe care mi le oferă Scriptura. Vă împăcați și de asta stăm la dispoziția lor, să-i ajutăm să împace. Și am avut experiențe, slavă Domnului, când au fost pe buza divorțului, chiar după o separare terapeutică de câteva săptămâni sau câteva luni, când au revenit și, slavă Domnului, spre exemplu, la evaluarea de anul trecut, rata de succes a fost cu puțin peste 50% între aceste cupluri. Deci cam asta este cadrul biblic așa cum îl văd, începând din Vechiul Testament, unde Domnul a instaurat această instituție ca un legământ, nu ca o înțelegere sau ca o asociere, un legământ care are loc între un bărbat și o femeie pentru o viață întreagă până la moarte. Divorțul este permis, în opinia mea și în opinia Scripturii, cred, așa cum o înțeleg eu, s-ar putea ca înțelegerea mea să fie, eu nu pozez aici în marele exeget, în cel care are toate răspunsurile, dar așa cum înțeleg la momentul acesta Scriptura, și precizez la acest moment, Scriptura este că este permis, mai ales când avem, de exemplu, avem cazuri în care este amenințată viața lor sau a partenerilor. Este vorba de un abuz fizic, este vorba de, Doamne ferește, de un soț abuzator sau o mamă care are probleme mari de ordin psihic. Și atunci este indicată și au fost situații când, fiind complet antidivorț, am recomandat separarea și chiar divorțul în cazuri rarissime, în care era clar că acolo aveam un pacient cu probleme psihiatrice care nu voia să accepte tratament și își făcea rău lui și putea să facă rău copiilor, în primul rând, și apoi partenerului de viață. Da, o să revenim în discuția noastră din nou la abuz, dar până atunci, nu știu dacă ați auzit și dumneavoastră, eu aud de multe ori că există mai multe tipuri de divorț și am auzit asta chiar și de la Amvon. Că nu e divorț doar când mergi efectiv să semnezi actele, ci divorțul cumva se instalează înainte de pasul acesta. Că dacă nu mai faceți X sau Y lucru împreună sau dacă ați făcut asta și asta, atunci înseamnă că deja sunteți divorțați. Și cumva mie mi se pare că lucrul ăsta uneori e ca și cum nu ar mai da o șansă cuplului aceluia, ca și cum le-ar spune, e ok, deja sunteți divorțați, oricum nu mai există speranță pentru voi. Și atunci ei cumva să se gândească, dacă toți suntem în punctul ăsta, mergem, facem pasul final, finalizăm procesul acesta dureros și ne luăm de o grijă. Cum percepeți dumneavoastră? Există mai multe tipuri de divorț și dacă există, atunci cum facem să le expunem public într-un mod în care să mai dăm șanse cuplului pentru reconciliere, să-și dorească să repare relația. Da, aici sunt mai multe chestiuni. Da, într-adevăr, aveți dreptate sau au dreptate cei care spun așa, există mai multe tipuri de divorț. Pentru că există mai multe tipuri de relații și pentru că fiecare relație este unică, pentru că noi suntem unici. Deci nu există cupluri trase la Xerox pentru că noi nu suntem trași la Xerox și intrând în problematica divorțului descoperi că da, există un set de probleme comune, nimic nou sub soare, ce a fost va mai fi. Deci omul este egoist, rău, căzut în păcat, corupt și observăm că sunt unele tipare care se repetă de la cuplu la cuplu, dar
Fiecare dintre noi reacționăm diferit la aceste provocări. De exemplu, există provocarea refuzului sexual din partea bărbaților sau provocarea nepăsării sau a lipsei de comunicare a soțului sau soțul este adulterin sau soția își găsește pe altcineva la servici și fiecare reacționează diferit. Dar, într-adevăr, există o grupare, o separare a diferitor categorii de despărțiri care apar în timp. Iată, pot fi cupluri care după 20-30 de ani de căsnicie deja dorm separat, sub pretextul el sforăie. Când tratamentul este foarte ușor, apelul la o clinică de somnologie se poate face, se poate lua mască, sunt foarte multe dacă cuplul chiar vrea, dar ăsta este de obicei un pretext. Și descoperi, de fapt, că în spate fractura a avut loc mult, mult timp în urmă. Când a apărut primul copil, ea nu i-a mai dat atenție, el s-a obișnuit așa, s-a refugiat, dacă nu s-a refugiat în adulter, s-a refugiat în pescuit și dus cu prietenii și și-a făcut propria gașcă. Și încet, încet relația s-a răcit și cei doi sunt divorțați pe dinăuntru, numai n-au semnat actele. Rămân împreună sub ceea ce numim în engleză peer pressure, presiunea celor congenerilor sau a comunității din prejur. Rușinea față de copii. Sunt cupluri care și-au crescut copiii când devin empty nesters, când și-au dus copiii și le-au plecat copiii, atunci au curajul de a divorța. Dar nici atunci, pentru că sunt multe complicații. Este o casă pe care au construit-o împreună, ce înseamnă partaj la 50 de ani, până la urmă urmei, dacă mă îmbolnăvesc, totuși cineva trebuie să-mi ducă plosca, dacă voi face chemoterapie, totuși am pe cineva care să mă ducă la spital, deși acolo sunt mașini diferite, carduri diferite, conturi diferite, camere diferite, aceeași adresă pe buletin și cam atât. Sunt alte divorțuri care sunt doar la nivel spiritual. Spre exemplu, emoțional oamenii sunt foarte bine, dar spiritual sunt două lucruri diferite. Sunt alte divorțuri care sunt în raporturile emoționale. Oamenii au aceleași credințe, au aceleași convingeri, sunt gata să fie martiri pentru aceleași lucruri, de exemplu pentru cauza încălzirii planetei sau pentru veganism. Dar emoțional sunt complet la distanță unul de celălalt. De aceea, în funcție de palierele pe care apare fractura, avem mai multe tipuri de divorțuri, în funcție de cât de gravă este. Pentru că asta este ca o coptură, este ca un puroi care se tot adună acolo, sub coajă, lucrează, organismul face septicemie, până la urmă apare o cangrenă, apare și amputarea, bineînțeles, la un moment dat. Și în funcție de cât e de învechită rana, cu atât este mai greu de rezolvat. De aceea, cu cât mai repede se apelează la ajutor, și aici în cultura românească avem o problemă foarte serioasă, românului e rușine, da? E rușine, de exemplu, să se ducă la psihiatru, la psiholog. E rușine să meargă la ginecolog, e rușine să meargă la medic să facă colonoscopie, e rușine. Boala sufletească este o boală la fel ca orice altă boală și în momentul când se agravează, produce un efect de cascadă, angrenează alte și alte mecanisme și uneori este prea târziu. Trebuie să-i avertizez pe cei care au copii că, deși dumneavoastră sunteți buni actori și credeți că puteți să mascați lucrurile, copiii au un organ special de detectare a fariseismului și a autenticității. Și imediat vă deconspiră. Imediat știu, simt. Nu există lucru mai traumatizant pentru un copil decât să-i vadă pe părinții lui certându-se. Ce să mai spun de lovirea unuia și altuia, de violența fizică? Nu există lucru mai relaxant și odihnitor pentru un copil decât să-i vadă pe părinții lui îmbrățișându-se și iubindu-se. Dacă aveți o rămășiță de altruism, dacă aveți nu altruism, hai să spun, și dacă nu sunteți creștini și dacă sunteți darviniști ca și concepție și vreți cel mai mare bine al progeniturilor dumneavoastră, adică multiplicarea speciei, da? Deci dacă vreți măcar acest lucru, gândiți-vă la copii. Și dacă vreți să vă gândiți la sănătatea emoțională, sănătatea fizică, pentru că sunt copii care se îmbolnăvesc fizic, copii care, din pricina faptului că părinții lor sunt în proces de divorț, fac în pat noaptea, au coșmaruri, au visuri tulburătoare și asta îi afectează inclusiv fiziologic, pentru că nu poți separa cele lucruri. Partea nevăzută a omului de partea văzută. Partea nevăzută afectează partea văzută și vă programați copiii pentru nenorocire, vă programați copiii pentru divorț.
la rândul lor. Chiar aceasta era și următoarea mea întrebare despre stigma aceasta pe care o avem față de consiliere, de terapie, de reconcilierea asta în care cerem ajutor din partea unui specialist, a unui pastor, indiferent de ce metodă alegem. Și ne-ați spus deja de unde apare stigma aceasta, dar poate să ne spuneți și cum reușim să scăpăm de ea, ce pași putem să facem să dăm la o parte puțin rușinea asta care stă cumva de multă vreme pe tot neamul nostru, nu doar pe unii dintre noi. Foarte greu. Cred că vine și cu educația. Ce am observat la noile generații, de asta probabil noi avem mai mult, pun între ghilimele cuvântul clientelă, dintre generațiile care sunt la 30 de ani, pentru că ei sunt deja mai puțin inhibați, un pic mai plimbați prin lume și un pic mai respiră un alt aer. Românul are o slăbiciune la gura satului, dar care este și un lucru bun și un lucru rău. E un lucru rău pentru că de gura satului nu se apeleze la ajutor. Să ne facem de râs, să ne spălăm rufele în public, dar ce o să zică, las că încercăm noi. Și atunci rana se adâncește. Dar uneori și presiunea gurii satului îi ține împreună. Dacă am găsit echilibru cumva, domnule, nu divorțăm că ne facem de râs, dar hai să cerem ajutor. Și aici este responsabilitatea celor care se ocupă. Și fac un apel la pastorii, la colegii mei, foștii mei colegi păstori, consilieri de toate felurile. Este foarte important să câștigați încrederea acestor oameni, pentru că dacă un om se duce la pastor și îi spune și după aia se aude în tot satul problema lui sau în următoarea predică este dat exemplu de la amvon. Mai vine următoarea dată? Nu. De aceea este foarte importantă această relație în care cer permisiunea, pentru că noi avem nevoie de aceste istorii, și istorie de succes și istorie din succes. Chiar de la un cuplu am primit acordul, care până la urmă a divorțat. Le-am cerut acordul, pot să spun povestea voastră, pentru că s-ar putea să fie instructivă pentru alții. Și au zis, da, oameni foarte civilizați, foarte educați, au zis, da, dacă vă folosește, sigur, puteți, fără să ne dați identitatea. Am și scris un articol care apare și pe blogul meu și pe edictumdei.org, un articol care se intitulează Te iubesc, dar plec. Multă vreme a fost în topul articolelor ca citire, pentru că este șocantă povestea. Oamenii se iubeau în continuare, erau îndrăgostiți unul de altul, dar până la urmă au divorțat. Dacă ne pierdem încrederea în cel care ne poate ajuta, atunci, bineînțeles, și eu, dacă mi-aș simți odată încrederea, atunci, normal, că nu mai vin la acel ajutor. Dumnezeu mi-a dăruit o soție sau ne-a dăruit unul altuia, mi-a dăruit o soție care este extrem de... Odată că este o taciturnă prin structură și este foarte discretă. Și eu sunt mai verbal, așa, dar ne-am învățat cu timpul că în astfel de probleme operațiile pe cor deschis se fac în mediu foarte bine curățat și în izolare. Nu face operații pe cor deschis în piață, nici în biserică, ci o face într-un loc foarte bine izolat și bine dezinfectat. La fel și consilierea trebuie făcută în izolare, în discreție. De aceea și această casa împăcării, casa păcii și grădina împăcării se află într-o localitate izolată, neexpusă ochilor lumii, într-un colț așa de sat și este destul de mare grădina în care pot să stea și să-și rezolve, să-și discute problemele. Dacă luăm stigma asta de care am discutat până acum, găsim multe cupluri care se află în impasul ăsta și chiar în prag de divorț. Mai e puțin și urmează să semneze actele, dar nu vor nici cum să accepte consilierea sau terapia de cuplu. Este acest refuz o formă de a spune că nu îmi pasă îndeajuns de mult încât să încerc și lucrul ăsta, sau poate să fie teama aceea că dacă încerc și asta, ajungem la împăcare și eu nu cred că îmi doresc neapărat să ajung la împăcare. Dar indiferent de motivul care ar sta poate la baza acestei alegeri care duce la refuzul terapiei, ce facem sau ce faceți dumneavoastră care sunteți în domeniu cu un cuplu aflat în impas care nu vrea să ia în considerare terapia de cuplu. Mai există vreo șansă pentru ei? Foarte bune întrebări, pentru că sunt mai multe întrebări, dar încerc să le iau pe rând, atât cât mă ajută memoria mea, care e la dublu vârstei noastre. Există o traiectorie previzibilă și ușor de urmărit a motivației pentru divorț. Începe mai întâi ca o sămânță care se naște în mintea unuia sau altuia. Mai întâi omului este și teamă să verbalizeze despre asta, dar spune ea cele mai bune prietene.
Și cea mai bună prietenă o încurajează, spune, a, și eu am trecut prin chestia asta, nu e o mare. Și în funcție de ce prieteni avem și ce grup avem împrejur, această sămânță poate fi udată sau poate fi uscată. Pentru că am văzut încă o dată ce mult bine face când oamenii sunt angajați eclesial și au de partea lor biserica care îi ajută, se roagă pentru ei, au curajul de a fi vulnerabili, să spună, rugați-vă pentru noi că avem probleme în căsnicie. N-am divorțat, dar avem probleme în căsnicie. Și atunci scoagulează trupul lui Hristos în împrejurul lor. Și ce mult rău fac prieteniile acestea la servici, la coafor, băieții, da, cu care ieși la o berică. Ei, astea sunt unul din factorii care udă această sămânță din mintea omului. Apoi omul verbalizează, are curaj să spună și celălalt, amenință. De asta le interzic și le spun, le-am spus la predicile de la nuntă, nici măcar în glumă să nu arunce ideea de divorț. Pentru că o glumă, la un moment dat, las că o divorțez, eu mă mut la mamă. O glumă poate deveni un parcurs serios când ești în criză. Acum glumești cu ideea, dar odată ce o verbalizezi și ai scos-o din tine, vedeți în Bucovina, mai ales am văzut fenomenul ăsta, dar nu numai, numele diavolului nu este pronunțat, este nefârtatul, este necuratul, este nepomenitul. Nu vrei să-l pomenești, pentru că dacă îl pomenești, îl invoci. La fel este, sunt și cu aceste idei toxice. Odată ce le-ai pomenit, parcă e mult mai ușor. Vorbești întâi despre ele. Există în toată această traiectorie, cu procesul este un pic mai complex și poate dura ani de zile până când cineva se duce la tribunal sau la notar sau consultă un avocat. Dar există un moment în care cei doi sunt la limită. Există așa un fel de cumpănă, da? Când ești pe creasta unui munte, te poți duce într-o parte sau în alta, te poți duce să te sprijini de perete sau te poți duce în prăpastie. Există un moment de cumpănă în care aceste cupluri mai pot fi prinse și divorțul poate fi rezolvat prin împăcare. Există la un moment dat acest topogan al răului pe care odată angajați, am avut cazuri în anii trecuți, în 2020, cred că am avut cel puțin două cazuri de acest fel, în care au venit la noi numai ca să bifeze că au venit. Adică, domnule, am încercat-o și pe asta, dar am văzut clar că acolo era dorință de a se duce pe panta divorțului, nu mai era o opțiune de împăcare. Dar au venit, au zis, domnule, na, în sfârșit, am fost și la Crucerul și am făcut-o și pe aia, uite că n-a mers. Și așa cum spuneți dumneavoastră, este gândul pervers al unora care spun nu mă duc, nu apelez pentru că probabilitatea ca să fiu convins să mă împac este mare și eu deja mi-am pregătit drumul. Vezi că oamenii și-au proiectat drumul fără. Ei, ce nu știu ei este că acea proiecție este una mincinoasă și când s-au gândit, wow, de-abia aștept să divorțez de Lenuța și să mă căsătoresc cu Gina. Și uită că Gina are aproximativ aceleași nevoi ca și Lenuța, aproximativ aceleași alunecări. Și se întâmplă ca Gina și Lenuța să fi fost prietene și să fi împărtășit aceleași valori. Și dacă au împărtășit aceleași valori, înseamnă că ai de-a face cu aceeași paradigmă din înțelegerea lumii. Dacă paradigma ta din înțelegerea lumii a intrat în conflict cu paradigma lui Gina, fi sigur că intră cu al lui Lenuța sau invers. Ei, asta nu înțeleg oamenii. Ei proiectează un viitor roz bombon în care se vor așeza și toate lucrurile vor merge bine, îi voi iubi pe copiii ei, copiii ei vor iubi pe copiii mei, împărțim copiii cum împărțim papucii și totul va fi bine. Oh, cât de nefericire este de partea cealaltă a tribunalului. Cunosc cuplu, i-am avut în vedere și cunosc destul de bine, care au divorțat și după ce au trecut prin momentul ăla al divorțului, când au fost cu decizia în mână, s-au așezat și au plâns ca niște stupizi pe treptele tribunalului. Deci, realmente, când și-au dat seama ce au făcut, s-au așezat amândoi și au început să bocească acolo, uitându-se unii la alții ce am făcut de fapt. Pentru că atunci a fost momentul treziei, când diavolul te atrage ca peștelui, îți bagă cârligul în buză, trage la mosor și când te-ai întâlnit cu capătul oației și cu buza aprinsă acolo, abia atunci este momentul treziei. Ce trist! Da. Și e o poveste așa care ne pune tare pe gânduri. Adică nu m-aș fi gândit că ieși de la tribunal și stai acolo pe scări și plângi. M-aș fi gândit că celebrezi această mare reușită pe care ți-ai dorit-o atât de mult timp. Cam asta e perspectiva pe care o vedem noi din afară. Asta ni se prezintă, că e minunat să divorțezi, gata, ești liber. Dar ne-ați dat perspectiva reală
a lucrurilor. Da, și din păcate, că ați atins aici un lucru foarte important pe care oricum voiam, îl aveam în agendă, este presiunea mediatică, filmele, literatura pe care o citesc, cine mai citește literatură? Nu știu dacă să zic slavă Domnului, că nu se prea să mai citește. Filmele, Hollywood-ul au o agendă în direcția asta. Deci nu cred că există seriale sau filme în ultimul timp în care sunt mai niște personaje care sunt libere, da? Sunt divorțate. Ori nu s-au căsătorit, ori ideea aceasta de celibat cu activitate sexuală, da? Liberă, este foarte bine prezentată, foarte bine împachetată și why not? Cuplul de care vă spuneam, te iubesc, dar plec, au divorțat pentru că li s-a părut că căsnicia este o povară pe care nu vor să o asume. Au descoperit că căsnicia este banală, ei aveau așa un timp romantic, că ei veneau la întâlniri, amândoi lucrau în multinaționale și veneau amândoi îmbrăcați la patru ace, aveau întâlniri și ce fain era. Și acum s-au văzut în pijamale, s-au văzut în același apartament. Ea a descoperit că el râgâie, el l-a descoperit că ea nu arată foarte bine nemachiată și au intrat în obișnuit, în cotidian, lucru care i-a șocat. O iubesc, dar plec, că e mai bine cu garsoniera ei. Ne întâlnim de două, trei ori pe săptămână, dacă trebuie, sau de două ori pe lună ca să avem activitate intimă și în rest fiecare cu viața lui, căsnicia nu-i pentru noi. Și-au divorțat. Ai pe altcineva? Nu. Wow. Nu cred că e pentru noi așa ceva. Deci căsnicia a devenit o chestie care nu mai este trendy. Relațiile sunt așa un fel de TikTok. De acolo e 30 de secunde, mi se pare aici e 30 de minute. Deci putem să ne angajăm în diferite relații de 30-50 de minute, în rest suntem fiecare cu bula lui de sticlă în care stăm. Da, într-adevăr, partea de dinainte de căsătorie are mult entuziasm și multă așteptare, așa și suspans, și parcă după ce te căsătorești dispare. Doar că după ce te căsătorești trebuie să depui puțin mai mult efort ca să nu pierzi lucrurile acelea și, într-adevăr, e dificil, dar se poate dacă noi ne asumăm legământul acesta, că ați spus că este un legământ. Vorbiți despre efort între oameni care sunt prinși într-o cultură a fast Da, food-ului, da. care sunt prinși într-o cultură a instantului, care sunt obișnuiți ca lucrurile să vină așa. Gândiți-vă că dumneavoastră sunteți de vârsta copiilor noștri și am prieteni care și-au crescut copiii programându-i pentru divorț. Pentru că noi suntem generația care la Revoluție aveam 18 ani. Și după aceea unii dintre noi au reușit în viață, nu-i cazul meu, unii din generația mea au reușit, ca să spunem, în viață, au făcut foarte mulți bani, le-au venit copiii care acum au 25, 28, 30 de ani și au zis, va, de ce suferi copilul tati? De ce suferi băiatul tati? Dacă copilul s-a dat cu fundul de pământ în magazin de jucării și a zis vreau aia, da, domne, cum să nu? Dar de ce suferi copilul să meargă să facă practică, să muncească? Lasă că îl scutesc. Lasă că scutesc de voluntariat, lasă că scutesc de cutare, scutesc cutare și au crescut niște copii care nu știu, în vocabularul lor nu intră cuvântul minunat în educație, nu. Orice educație începe cu o frustrare, e un proverb evreiesc. Și gândiți-vă că și celălalt este educat tot în același sistem în care i s-a oferit totul și atunci cei doi vin cu niște așteptări că celălalt îi va dărui senzualitate, frumusețe care nu se mai termină, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cine își imaginează la nuntă că va veni o vreme când va trebui să ai acel tip de dragoste care acoperă totul, acoperă celulită, acoperă riduri, acoperă firii de păr alb, acoperă imperfecțiuni, acoperă imperfecțiuni de caracter, acoperă totul, crede totul. Adică cred că celălalt se va mai schimba. Nădăjduiește totul. Nu-mi pierde deci dacă soția mea încă este în proces de sfințire și transformare. Și dacă nu va fi așa, suferă totul. Cine predică despre o dragoste care trebuie să sufere? Despre dragostea care trebuie să ducă plosca la patul celui care este bolnav de cancer? Nu prea se predică. Este oferită doar varianta asta. O, așa de fain, să fii căsătorit, așa de bine. Și sunt aceste cupluri ipocrite
care își pun pe Facebook viața lor minunată, iubirea lor nestinsă, romantismul lor înflăcărat. Vă dau un exemplu, că e deja povestea publică și comentată în presă, Dea și Dinu Maxer, care au prezentat povestea lor așa de frumos împachetată ca să ne anunțe acum 3 săptămâni că ei divorțează amiabil și au drumuri diferite, lăsând 2 copii cu ochii în soare, 2 copii minori la vârstele care au cea mai mare nevoie de părinți. Avem și în mediul evanghelic astfel de neisprăviți, ca să zic așa, în sens etimologic, oameni care prezintă lucrurile într-o manieră, băi, noi suntem perfecți, ca să știi că în spatele gardului, de fapt, este o adevărată tragedie în dezvoltare. Așa e. Aș vrea să revenim la consiliere și știu că consilierea o fac și mulți pastori, doar că eu simt, nu știu exact ce pregătire au în consiliere pastorii respectivi, dar de multe ori și dacă mergi, nu știu, la mărturisire sau să ai o discuție, parcă vine așa cu o condamnare și cu o masă plină de soluții. Tu mergi să-ți pui sufletul pe tavă și vin cu soluțiile. Cumva, în sensul ăsta, îți spune că ca să relegi relația de cuplu, trebuie să fiți smeriți, să vă căiți, să vă iertați, să nu mai fiți așa de fixați pe voi înșivă, să-L iubiți pe Hristos și gata, veți fi bine. Într-adevăr, dacă facem toate lucrurile astea, 100% o să fim bine, o să se restaureze relația și căsnicia va merge bine. Dar, până nu ni se deschide mintea și până nu se face clicul ăla pe care numai Dumnezeu poate să-l facă, cuvintele astea doar stabilesc poate o traiectorie a restaurării relației, dar nu duc înspre ea. Și atunci, de ce e nevoie de ceva mai mult în consiliere decât de soluțiile acestea spirituale, să le numesc așa? Da, e un punct foarte sensibil, competența. Mai întâi, mulți își doresc să facă consiliere și avem, din păcate, avem adevărate tragedii cu oameni care au și diplomă de consiliere, nu știu pe unde obținute. Deci am avut de reparat, știți cum e vorba aia, cine v-a lucrat aici? Când vine meșterul și se duce și vede că e dezastru, zice, cine v-a lucrat aici? Uneori aceeași întrebare mi-a stat pe buze când au venit oameni cu niște, realmente cu niște, nu pot evita cuvântul, prostii. Sau de la pastori care au avut niște, eu le spun la astea, predici de genul, haideți să haidem, haideți să fim buni. Tu trebuie să fii smerită și, domnule, dar mă bate, tu trebuie să fii smerită, trebuie să, așa, că bărbatul e capul, la capul e prost, ce facem și așa mai departe. Ei, cred că sunt două aspecte. Odată, există o chemare. Noi n-am vrut-o, noi n-am dorit-o, Dumnezeu ne-a pus povara asta pe umeri. Există o chemare, ai sau nu. Sunt oameni care au diplome și n-au chemare. Sunt oameni care au pregătire și n-au chemare. Sunt oameni care au diplome și pregătire și nu iubesc oameni. Dacă nu te doare, dacă nu suferi, dacă noi n-am fi trecut prin tragedia asta să vedem o ființă dragă suferind în urma divorțului, probabil nu ne-ar fi păsat așa de mult. Sunt câteva componente care trebuie să îndrănească atunci. Mai întâi trebuie să spună Dumnezeu povara asta pe suflet. Doi, este o chemare pe care o simți din partea lui Dumnezeu. Sunt unii care au dragostea pentru oameni, dar nu sunt chemați să facă asta. Și al treilea lucru care trebuie să fie îndeplinit aici sunt abilitățile. Poți să ai pasiuni pentru oameni, dragoste, poți să ai o chemare din partea lui Dumnezeu, evidentă și confirmată de ceilalți, dar în același timp trebuie să ai expertiza și experiența. Dacă n-ar fi fost cei 30 și ceva de ani de căsnicie în spatele nostru, nu cred că Dumnezeu ne-ar fi dat acest tip de calificare. Și trebuie o experiență și trebuie o expertiză în anii de pastorală, în anii de lucru, stând lângă colegi, asistând colegi de-ai mei care au și pregătiri în domeniul psihologic și pregătire pastorală, este o meserie în care se învață. Și trebuie să ai calificarea formală, adică să știi meseria, să nu nenorocești suflete. Pentru că în problema asta cu consilierea poți nenoroci oameni. Un sfat greșit, și din păcate am avut un cuplu care n-a mai ajuns la noi, s-au dus undeva unde au considerat dânsii că era mai aproape și aici proximitatea nu i-a ajutat, pentru că respectivul le-a zis simplu, Dumnezeu vrea să fiți fericiți și împreună sunteți nefericiți. Deci despărțiți-vă ca să fiți fericiți și atunci nenorocești.
Două suflete. Pentru că asta e o minciună venită din iad. Dumnezeu nu este interesat în primul rând de confortul nostru emoțional, ci este interesat de caracterul nostru. Și nu este interesat de fericirea noastră de acum, ci este interesat de fericirea noastră pentru eternitate. Și uneori aici nici o plește. Bagă deștile în noi și uneori, el este olarul și noi suntem lutul, uneori îi folosește pe cei din lângă noi ca să ne cioplească pe noi, să ne cioplească caracterele. De asta cred că genul ăsta de abordare, fiți buni, fiți generoși, fiți buni cum? Dacă vii cu lozincărie din asta și începi să le predici oamenilor lozinci, părerea mea este că faci o infracțiune în domeniul deontologiei profesionale, adică nu știi meserie, în primul rând. Și probabil o să avem și primele procese curând de malpraxis la păstori care au, la fel cum avem malpraxis la medici, dacă am malpraxis că unul i-a tăiat piciorul greșit unui pacient, de ce n-am avea malpraxis la oameni care fac consiliere și pretind și bani pentru chestia asta și îi nenorocesc pe oameni? Ați deschis așa o cutie a Pandorei aici cu asta, dar vom vedea, sperăm să se micșoreze rândurile celor care nu au toate cele trei lucruri care sunt necesare ca să poată face consiliere și să nu apară victime, ci din contră, să fie doar povești de succes. Din experiența dumneavoastră de consiliere și poate și din discuțiile avute cu alți consilieri, care este cea mai întâlnită cauză sau greșeală care poate să ducă la divorț? Aș spune ca prima cauză a divorțului comunicarea sau o comunicare proastă, o comunicare patologică. Ori absența ei, acolo unde spune în Efeseni, capitolul 5, vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă, ar trebui ca în dreptul unora să spună doar vorbiți între voi, full stop. Pentru că viața, așa cum este structurată ea astăzi, ne fugărește dintr-o parte în alta, ne izolează, fiecare este cu sticla lui, cu ecranul lui, cu gadgetul lui. Avem căsătoriile acestea în tură inversă, în care el lucrează, uneori două slujbi, ea are și ea slujba ei, copiii se ocupă bonele, iar părinții sunt așa, ca niște molecule în mișcare browniană, într-o mișcare așa de vagabondare de asta prin univers, în alergare după a asigura resursele pentru o viețuire care se poate afișa pe Facebook. Din păcate, că asta este locomotiva care tractează structura motivațională a acestor cupluri, ca să arătăm bine la lume, să fim ok, să fim văzuți bine. Dincolo de comunicare, de la o anumită vârstă, în jurul anilor celor care sunt la anii 30 acum. Una dintre cauzele cele mai des întâlnite de divorț sunt așteptări nelegitime. Și surprizele sunt foarte mari. Vă dau un exemplu. Una dintre cauzele cele mai la îndemână este pornografia. Dependența de pornografie. Avem oameni care sunt acum la 30 de ani, care sunt dependenți de pornografie de la vârsta de 9 ani. Și aici, spre marea mea dezamăgire, și bărbați și femei. Femeile de un fel de pornografie mai soft, de genul Fifty Shades of Grey și alte tâmpenii de genul ăsta pe care le citesc, la care se uită, seriale, i-am fost absolut șocat să văd că în mediul evanghelic există o degustare a acestui tip de literatură filmică și de literatură scrisă de acest fel. Și asta, bineînțeles, creează niște așteptări, creează niște imagini despre relație. Ori, în momentul când venim cu aceste așteptări în căsnicie, nu s-a născut persoană care să împlinească fanteziile bolnave ale unui bărbat, care bărbat poate avea cel mai cumplit cinematograf pornografic în mintea lui. Odată încărcată, aplodate imaginile alea în mintea unui bărbat pot duce la niște crize lăuntrice de neimaginat. Și chiar dacă s-ar găsi femeia respectivă sau bărbatul respectiv care să presteze, pun între ghilimele, acele activități, la un moment dat, din nevoia noastră diversitate, a unui creier îmbolnăvit, nu va fi de ajuns. Și niciodată nu e de ajuns. Pentru că ochiul nu se satură de văzut. În perioada pandemiei, consumul de pornografie a crescut exponențial și acum culegem roadele. După pandemia de COVID-19 a fost o pandemie de divorțuri. Pentru că oamenii au rămas împreună în același apartament, au consumat uneori separat sau împreună tot felul de produse de acest fel și lucrurile s-au ciocnit cu realitatea. Și realitatea n-a mai putut să împlinească fanteziile lor. Deci, dacă vorbim despre cauză, prima cauză ar fi comunicarea, a doua cauză ar fi așteptări
nelegitime, pe toate planurile, începând de la felul în care comunicăm, de la felul în care îi ceri soției, domne, mângâie-mă și cu mine pe spate sau nu știu ce, și ea nu face la momentul potrivit, nu-ți face supa cum ai așteptat-o, nu-ți face omleta cum a făcut-o maică-ta și așa mai departe. Și lucrurile astea se cumulează, cei doi factori se întâlnesc, așteptări nelegitime cu lipsa de comunicare, it's a deadly combination. Deci în momentul ăla ai the ignition care face să izbucnească totul. Bun, și mai sunt și alte cauze, intervenția părinților, conlocuirea cu părinții, care este o încălcare clară a scripturii, după aceea presiunea copiilor, vin gemeni, da? Și când vine unul e greu, dar când vin gemeni, soțul se simte neglijat, nu mai este activitatea intimă pe care l-a așteptat-o, nopți nedormite, când suntem nedormiți și nemâncați, ispita de a fi conflictual este foarte mare, după aceea este presiunea financiară, foarte mulți bărbați au rămas fără slujbe sau trebuie să se reorienteze profesional și pentru un bărbat schimbarea unei slujbe poate fi cauzatoare inclusiv de impotență sexuală, pentru că el se simte inutil, se simte nefolosit societate, începe să se preocupe, are probleme de percepție, de identitate și în momentul când eu nu mă mai pot accepta pe mine, cum credeți că pot accepta pe celălalt? De asta Mântuitorul spune, iubește-mi aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă eu nu mai mă pot accepta pe mine, cum am să accept pe celălalt? Cum am să-i fac loc celuilalt? Cum am să-l fac fericit pe celălalt? O altă cauză este presiunea culturală în care trăim. Trăim într-o cultură care zidește un anumit tip de egoism. Tu ești important, nevoile tale trebuie împlinite, dacă nu sunt împlinite nevoile tale, caut în altă parte, tu trebuie să fii fericit. În momentul când m-am căsătorit, am fost în casa familiei George Verzea și fratele George m-a întrebat, Marius, de ce te căsătorești? Ah, pentru că e frumoasă, pentru că mă face fericit. Wrong answer. De ce te căsătorești? Pentru că să o să fim bine împreună. Nu, greșit. Te căsătorești ca să o faci pe ea fericită. Dacă nu te căsătorești pentru chestia asta, e pierdere de timp. Da, așa în research-ul pe care l-am făcut, am descoperit cumva câteva categorii de persoane care merg către divorț. Cred că cea mai întâlnită categorie, mai ales acum în zilele noastre, este a celor care s-au căsătorit și au deschis ochii după nuntă și și-au dat seama că, sau așa zic ei, că s-au căsătorit cu persoana nepotrivită. Persoana asta cu care s-au căsătorit nu seamănă deloc cu persoana cu care au crezut că se căsătoresc. Și avem noi vorba aia, cască bine ochii înainte și închide-i bine de tot după, doar că nu prea putem să o punem în practică. Și cumva se întâmplă chiar invers. Închidem înainte ochii că totul e frumos și minunat și deschidem după și ne dăm seama poate de ce am făcut și pe cine avem aproape. Și apoi apare cazul acela în care unul dintre parteneri este abuzat fizic sau efectiv abandonat de partenerul său și se și întâmplă că uneori biserica, dacă apelezi la ajutorul ei, te trimite înapoi lângă partenerul abuziv. Și atunci, în cazul acesta, este divorțul o soluție viabilă sau cum ar trebui să trateze partenerii din cupluri de acest fel despărțirea? Da, deja ați dat mai multe cazuri, pentru că, odată, nu poate nimeni deschide ochii înainte. Căsătoria, din perspectivă creștină, este un act de credință. Vorba proverbului românesc, mănânci un sac de sare cu cineva și tot nu știi cu cine stai de vorbă. Dumneavoastră ați avut câteva întâlniri, hai să spunem 30, 40, 50, 100 de întâlniri cu soțul înainte de căsătorie. Eu cu Natalia nu avem întâlniri, dar avem 7 kg de scrisori. Credeți că din niște scrisori sau din niște 100 de întâlniri putem cunoaște pe celălalt? Nu. Nu. Și mai este o chestiune. Noi în fiecare zi suntem în transformare. Noi suntem într-o evoluție continuă. Cel puțin așa presupun. Suntem în sfințire. Așa că soția mea, care mă cunoaște de acum 37-38 de ani, de când ne-am văzut prima dată, până acum are de-a face cu același Marius Cruceru? Nu. Slavă Domnului că nu. Și eu
Sunt mai îndrăgostit acum de ea decât voi fi fost vreodată, chiar de când am întâlnit-o, pentru că felul în care s-au dus viețile noastre m-a făcut să apreciez tot mai mult ce a devenit ea în acești 30 și ceva de ani. Plus că noi am fost foarte diferiți. Eu am fost aici, aia aici, eu de la oraș, ea de la sat, eu dintr-o familie disfuncțională, ea dintr-o familie perfectă cu 10 copii. Și noi ne-am apropiat de Dumnezeu. Dacă ne-am apropiat de Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu noi? Ne-am apropiat unul de celălalt. Într-un triunghi din ăsta care se îndreaptă spre un singur punct central, care este Dumnezeu, un triunghi social, cred că e acesta, dacă nu greșesc. De asta mitul ăsta că l-am descoperit. Oricum, n-aveai cum să deschizi ochii, pentru că, bineînțeles, fiecare dintre noi ne-am făcut reclamă, nu? Am căutat să convingem, am căutat să fim cât mai persuasivi. Care bărbat o să meargă la întâlnire? Știi, draga mea, de fapt sunt un porc. De fapt, eu sunt un tip cam nervos și, uite, trebuie să mă accepți că altul mama nu mai face oricum și asta este, dacă vrei să te încurci cu mine, asta e. Cine îți duce așa? Nimeni. Tocmai de asta, pentru noi creștini mai ales, care avem încredere într-un Dumnezeu suveran și care avem încredere într-un Dumnezeu care ne pune împreună și Dumnezeu nu greșește, nu este unul care își dă cu palma peste frunte, ups, am făcut o greșeală, i-am pus pe Marius și pe Natalia împreună, puteam să fac mai bine. Nu. Avem convingerea că suntem împreună din voia lui Dumnezeu, avem convingerea că suntem împreună pentru că Dumnezeu vrea să ne cioplească unul și când am fost în conflict unul cu celălalt, am știut că trebuie să rezolvăm acest conflict pentru că voia lui Dumnezeu este că mie îmi lipsește ceva, ei lipsește ceva și suntem complementari unul altuia. Noi suntem extrem de diferiți unul de celălalt, eu și soția mea. Faptul că noi suntem împreună este un miracol al lui Dumnezeu. Pentru că dragostea este, cum spune cântarea cântărului, este o flacără a Domnului. Dacă Dumnezeu o aprinde, ea arde. Și numai Dumnezeu o stinge, când ne stinge viața. De aceea, cred că sunt destul de sceptic la chestiile de genul ăsta, care sunt mai degrabă niște scuze puierile ale unor oameni care nu sunt gata să-și asume responsabilitatea unei creșteri împreună și a unei transformări împreună unul cu celălalt. Eu sunt bună la rău, eu sunt perfectă sau perfectă, ăla este imperfect și uite ce îmi afectează viața și destinul. Așa e, într-adevăr și eu cu soțul meu suntem tot așa la capete opuse. Mă identific cu povestea dumneavoastră, dar asta e frumusețea relației cu Dumnezeu, să vezi minunea dintre doi oameni extrem de diferiți care ajung împreună și reușesc să facă un lucru frumos doar prin puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne întoarcem cumva către ideea de abuz. Spun așa că unele femei, că cel mai adesea cumva ele se află în fața unui abuz, dar cu siguranță există și excepții, și aici mă refer la abuzul fizic, și se întâmplă că ele sunt în această situație de abuz, merg să ceară ajutorul către biserică sau către o persoană, să zic, nu știu, ori un consilier și așa, și ele decid în final că trebuie să rămână în acea relație abuzivă, poate din sfaturile pe care le-au primit, și au impresia că a răbda și a tolera bătaia primită de la soțul lor este o formă de a suferi pentru Hristos. Așa zic că asta e jertfa pe care eu o aduc Domnului și am auzit de multe ori asta, doar că abuzul acela adeseori le poate periclita viața și chiar să le ducă până la moarte. Chiar de curând am citit despre un caz de genul acesta și, din păcate, tocmai în Biserica Evanghelică. Nu știu dacă puteți să explicați puțin de ce a răbda bătaia pe care cineva o primește de la partenerul său nu e o suferință pentru Hristos, sau care este perspectiva dumneavoastră în sensul acesta? Am avut un astfel de caz în pastorală și un caz foarte paradoxal. Culmea este că el era din familie de evanghelici și ea era venită din lume, cum spunem noi. El un bețiv ordinar care a ajuns la niște abuzuri greu de descris pentru ascultătorii noastre, violență fizică extremă. Și eu am sfătuit-o pe soția respectivă să părăsească domiciliul. Și ea mi-a răspuns ceva de genul următor: nu știu ce fel de Dumnezeu aveți noastră, dar Dumnezeul meu știu că mă va proteja și în fața lui. Și era într-un fel de extremă de asta, într-un fel de poziționare martirică extremă. Până la urmă urmei, slavă Domnului, a luat măsurile necesare și a părăsit domiciliul, protejându-și copiii, pentru că la un moment dat violențele lor se răspândeau asupra copiilor. Dar eu vă fug de rețetar, nu avem rețete. Fiecare caz trebuie analizat separat. Violența în familie este un lucru care trebuie adus în fața justiției. Scurt. Deci pentru asta plătim taxe la poliție,
Primul pas pe care îl facem este să stăm de vorbă cu cel care este abuzatorul, să îl convingem să renunțe la abuz și după aceea el trebuie adus în fața poliției și finalmente în fața justiției. Pentru că la un moment dat putem să devenim părtași chiar la crimă. Dacă omul respectiv este un dezaxat care își amenință deja soția cu cuțitul în curte că o va omorâ și că dacă rămâne iar gravidă îi va tăia pruncul din pântec, am încheiat citatul. Și eu spun, stai sora acolo că Domnul te pune să te sacrifici și vei fi în ceruri, vei avea coroană pentru suferința asta. Eu cred că un astfel de sfat este un sfat iresponsabil. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, Dumnezeu ne-a dat creier să-l folosim, Dumnezeu ne-a dat mijloace de justiție, Roman 13, deținătorii sabiei, autoritățile sunt acolo și poartă sabia tocmai ca să descurajeze astfel de lucruri și trebuie duse în fața protecției copilului unde este vorba de abuz asupra copiilor. Gândiți-vă, avem de-a face cu, și în mediul evanghelic, și o spun public, avem de-a face cu tați care își violează fiicele. Mamele știu, sunt păstori care au aflat de chestia asta de la mame și pun batista pe țambal. Și spunem că dacă în cazul ăsta intervine statul și copiii sunt puși la adăpost, avem barnevernetul românesc. Da, sunt împotriva noului pachet de legi care vine acum și care poate să-mi ducă la un barnevernet românesc, dar și barnevernetul norvegian a pornit de la un astfel de caz în care fetița era pusă de tatăl ei să prostituieze față de prietenii lui. Deci, noi trăim într-o cultură pornografiată la maxim, trăim în fața unor oameni care sunt uneori chiar între noi cu mari degenerescențe și cu mari probleme psihice și nu putem să stăm fără să luăm apărarea celui nedreptățit. Dumnezeu ne învață să fim căutători ai dreptății și să facem dreptate și să căutăm să apărăm dreptul celui asuprit. De aceea, în astfel de cazuri, eu poate greșesc, poate ce alții să mă corectez, dar eu recomand separare terapeutică, punerea adăpost a soției, a mamelor, sunt adăposturi în care aceste mame la care pot apela și există justiție care poate interpela pe abuzatori. Da. Acum că am discutat de abuzul fizic, acum în zilele noastre apare foarte mult ideea abuzului emoțional și acelui psihologic și se manifestă cumva din plin nu doar în familii, ci și în viața de zi cu zi, dincolo de porțile casei noastre. Și adeseori arată poate ca o manipulare, ca o critică continuă, o lipsă de reacție și de asumare față de propriile acțiuni și o minimizare a celeilalte persoane. Ați întâlnit de-a lungul consilierii forme de abuz emoțional și ce soluții ați oferit în cazul partenerilor care aveau, nu știu, o soție sau un soț de felul acesta? Da, așa cum bine spuneți, și de o parte și de alta. De obicei îi acuzăm pe bărbați și oarecum le facem o nedreptate, că considerăm că doar ei sunt. Și un bărbat și o femeie pot abuza pe celălalt în forme foarte diverse. Cu cât coeficientul de inteligență este mai mare, cu atâta ustensilele, evantaiul de posibilități de manipulare este mai mare. Și atunci avem nevoie, pe lângă consilierea biblică pe care noi o facem, avem nevoie de specialiști. Pentru că uneori în spatele acestei personalități ascunde o problemă psihologică sau uneori, și aici trebuie să facem distinții pentru cei care nu cunosc limbajul tehnic, o problemă psihiatrică, de ordin psihiatric, care trebuie identificată și tratată. Și au fost cazuri în care am recomandat și, slavă Domnului, am avut și succes când persoana respectivă a acceptat că are o problemă și a acceptat ajutorul psihologului sau a psihiatrului după caz. Abuzul trebuie diagnosticat la vreme și tratat cât mai devreme. Altfel apare sindromul Stockholm, în care cel abuzat devine partener emoțional cu abuzatorul. Așa suntem creați într-un fel foarte interesant de Dumnezeu, că începe abuzatul să aibă compasiune pentru abuzator și facilitează abuzul asupra lui. Și intră într-un cerc vicios, într-o rostogolire din asta de bulgări de zăpadă care duce uneori la îmbolnăvirea așa celuilalt. Îl scoate din minți realmente după zeci de ani de abuz. În cazurile acestea de abuz, fie el de orice fel sau doar când apare impasul acesta al divorțului, indiferent de cauze, unde apare separarea și ce rol are ea în reconcilierea cuplului? Uneori se practică ceea ce se numește separarea terapeutică,
Separarea terapeutică este atunci când cei doi soți sunt izolați unul de celălalt, uneori și de copii. Sunt forme foarte complicate, pentru că trebuie găsit babysitting pentru copii, trebuie bunici, trebuie să intervină familia lărgită și cei doi soți sunt izolați, să se poată lucra separat cu ei, mai ales după pandemie a fost necesar să avem așa astfel de separări terapeutice, pentru că oamenii au stat foarte mult în casă unul cu celălalt și relația a devenit toxică pentru celălalt și foarte mult zahăr strică, faci diabet. Sunt oameni care s-au descoperit că se intoxică unul pe celălalt tocmai neștiind să-și administreze comunicarea. Deși relația era bună, deși îi se iubeau unul pe altul, dar nemai fiind puși niciodată în situația de a fi atât de mult timp împreună, au clacat. Și atunci se produce această separare terapeutică care poate fi de la câteva zile până la o săptămână, eu nu recomand mai mult de o săptămână, în care într-o săptămână oamenii au destul timp să-și dea seama ce reprezintă celălalt, apare dorul după celălalt, apare dorința de a comunica, dorința de a-l asculta pe celălalt, apare tânjirea. Chiar recentissime am avut un astfel de caz în care soția a părăsit casa cu copiii și ăla a fost momentul de trezire al soțului. Momentul în care el a avut factorul aha, acum îmi dau seama ce reprezintă pentru mine, acum îmi dau seama când pasă, acum îmi dau seama când mor de dor după ei. Este ca o crustă care trebuie spartă, este ca o coajă care trebuie incizată ca să iasă mizeria de acolo. Asta se întâmplă în momentul când se produce separarea terapeutică. Separare care trebuie supravegheată, care trebuie bine administrată, pentru că poți să-i duci pe oameni în pragul sinuciderii, punându-i în singurătate. Și Scriptura recomandă, vedeți, Apostolul Pavel spune să vă separați în vederea ce apostolului și a rugăciunii și apoi să vă lipiți iar unul de celălalt, dar nu cumva să cădeți în ispită. Deci acest tip de izolări, care nu, din păcate nu se prea practică, sau cei care practică intuitiv sau fără o doză de control și de sfătuire, se face un fel de protecție a muncii când faci o asemenea chestie. Trebuie să știi omul ce face, ce nu face. Când apelează la ajutor, când e mult și prea mult, când sunt semnele unui dezechilibru emoțional când stă în izolarea aceasta terapeutică. Sau uneori poate apărea o izolare terapeutică, ea merge la mama, la părinți. Și uneori acesta poate fi un obicei prost, că de fiecare dată când apare o criză, ea fuge la mama, el fuge cu băieții la o bere și lucrul ăsta nu duce nicăieri, pentru că se creează un reflex toxic care funcționează nu ca o construcție pe plan sentimental, ci ca un șantaj sentimental. Lasă că mă duc chiar la mama, lasă că mă duc chiar la mama, până când separarea nefericită se produce și apare divorțul. Da. De asta și spunem separare, nu spunem separare simplu, separare terapeutică, dar cu scopul Da, îndreptării. trebuie făcută într-un mediu controlat și cu multă supraveghere, nu așa de capul partenerilor, să Exact. zic, pe un termen nelimitat. Că uneori asta înțeleg ceilalți prin separare. Mă duc 3-4 luni de acasă și apoi vedem noi cum ne împăcăm. Da. Ne-ați spus deja de impactul pe care îl are divorțul și ne-ați dat și câteva imagini așa grăitoare, dar aș vrea să insistăm un pic pe asta, poate să ne mai dați câteva exemple despre impactul pe care îl are divorțul, în primul rând, asupra partenerilor, apoi asupra copiilor, dacă există în cuplul respectiv, și ulterior asupra bisericii, pentru că noi suntem parte a unei biserici, fiecare facem parte din trupul lui Hristos. Dacă veți asculta mărturiile celor care au divorțat și îi puneți să descrie, majoritatea vor descrie ca o experiență de doliu. Și e ca și cum ți-ar muri cineva, chiar dacă tu ești vinovat și chiar dacă tu ai produs. Că uneori se întâmplă chestia asta rău cu rău, dar mai rău fără rău. Și experiența asta este ca un doliu, ca o pierdere, ca și cum ai fi, în cazul ăsta, ca și cum ai fi ucis un suflet, ca și cum ai fi omorât pe cineva. Pentru că îți dai seama că ai provocat toată tragedia aia care e și asupra ta, și asupra lui, și asupra familiei, și asupra foștilor socri, și asupra părinților care suferă. Este o bombă care are așchi care explodează peste tot. Plus rușinea de la servici, colegile, prietenii. Este ca un deces. Alții narează chestia asta ca pe o amputare. Ai avut un braț, ai avut ceva de care te-ai folosit, care a fost parte din tine și ceva îți lipsește, e o amputare. Iată, deci, experiența este traumatică și duce la consecințe pe termen lung. Nu am întâlnit până acum om care să spună am divorțat și sunt extrem de fericit sau fericită. Wow, de-abia am așteptat.
Chiar și la cei care au așteptat divorțul, au așteptat să se întâmple, percepția a fost e ceva pe care trebuie să-l fac. Nu-mi place să trec prin toată mizeria asta, n-am încotro, ăla-i drumul, fac, dar nu a fost wow! Ce fericită sunt, ce fericit sunt, mai, sunt tot așa de fericită ca la nuntă. Nicăieri nu o să întâlniți așa ceva. Poate că e o fi, deci în inventarul bolilor psihice, cred că poate fi găsit ceva de genul ăsta. Eu n-am întâlnit până acum. Apoi, asupra copiilor, efectele sunt bine descris. Pe termen lung și iremediabile. Deci, ascultați-mă, iremediabile. Nu există consilier pe lumea asta, nu există instituții pe lumea asta, nu există atelier de reparat suflete pe lumea asta care să repare sufletul unui copil care a trecut prin un divorț. Și vreau să vă dau niște cifre. De exemplu, chiar acum, în acest moment, avem 11 familii de care ne ocupăm. Știți câți copii sunt implicați în toate aceste destine? 27 de copii. 27 de copii care vor suferi dacă părinții lor se despart, 27 de copii care vor fi fericiți dacă părinții lor rămân împreună. Gândiți-vă la situația în care o fetiță de 9 ani vine și imploră părinții cu lacrimi și spune: vă rog frumos să vă împăcați, vă rog frumos, deci trebuie să ai inimă de piatră ca tu să te gândești numai la tine, numai la poftele tale, numai la fuga din această căsnicie ca să te duci într-o alta ca să faci ce? Ca să trăiești același iad, pentru că iadul, de fapt, e în sufletul tău, nu e între tine și ea, între tine și el, ci iadul este în sufletul tău și o duci mai departe, în următoarea căsnicie. Deci, de nedescris, este devastator. Asupra bisericii, mărturia creștină, asupra societății, în România s-a întâmplat ceva paradoxal. Îmi spunea nepotul meu că a scăzut numărul divorțuri de vreo 2-3 ani, dar știți de ce? Pentru că nu s-au mai făcut căsătorii. Scăzând numărul de căsătorii, bineînțeles că a scăzut și numărul de divorțuri. Asta nu e o veste bună deloc. Pentru că, din punct de vedere demografic, că acum am lăsat biserica, că se căsătoria bisericii, stricăm societatea. În momentul când ai o mulțime de divorțați care sunt angajați în relații pasagere, că nu mai ai asumarea pentru copii, nu-ți mai asumi responsabilitatea pentru educația unui copil, copii care se întâlnesc la școală și vin din familii care au deja al treilea, al patrulea tată care circulă prin casa lor. Toate lucrurile astea dezechilibrează pe termen lung. Este fluturile care bat într-o parte și în partea cealaltă a globului este tsunami. Da, eu sunt așa, un simplu membru într-o biserică, dar de-a lungul studenției și după ce m-am căsătorit, am mai colindat eu prin biserici și așa. Și ce am observat e că se pune foarte mare accent pe cursurile premaritale, pe pregătirea dinaintea căsătoriei. Și toată lumea acolo foarte învălmășită înainte de căsătorie să te pregătești, cum să te pregătești, ce să faci după ce spui acel mare da. Dar după ce te-ai căsătorit, nu te mai întreabă nimeni nimic. Dacă te văd că mergi duminică de duminică la biserică și poate mai ai și o slujbă de asta care e măcar puțin vizibilă și ești prezent și ți-o faci, nu te mai întreabă nimeni. Zice, ok, cred că-s bine dacă încă vin la biserică, dacă încă sunt împreună, totul e ok. Dar realitatea din spatele ușilor închise poate să fie cu totul alta. Și atunci întrebarea mea e, cum se implică activ biserica în combaterea numărului alarmant de divorțuri, când nimeni nu te întreabă nimic? Vedeți, biserica primară a avut instituția nașilor. De fapt, sponsores, erau nașii. Așa a devenit sponsor, da? Și din păcate, acum s-a revenit numai la ideea asta că nașul, alegi, domnule, ce naș avem? Avem niște nași mecheri, avem niște nași care au firmă și când o să vină ei și o să pună darul la nuntă și nașii sunt aleși după criteriul potenții financiare. Instituția nașilor are următorul istoric. Când biserica era în plină persecuție și erau tineri care veneau în biserică, aveau nevoie de părinți spirituali. Că spune Mântuitorul, veți găsi frați, surori, tați, mame, înzeciți și însutiți față de ce ați avut în lume. Și erau părinții spirituali care își asumau în primul rând rolul pentru ucenicirea și creșterea spirituală a catehumenilor. După aceea, dacă catehumenii se căsătoreau, o familie adopta această familie căsătorită, o familie mai în vârstă, cu experiență, adopta realmente, ca și copiii copiilor, și îi creștea spiritual, îi ucenicea. Avem porunca ca femeile mai în vârstă să le învețe pe cele tinere.
La fel, pe frații înveți ca pe niște tați și așa mai departe. Deci, principiul acesta al învățăturii în biserică, a uceniciei în biserică, este, din păcate, ceva ce s-a pierdut, o practică care nu se mai întâlnește în biserici și aceasta este una din cauze pentru care avem atât de multe divorțuri în bisericile evanghelice, pentru că lucrurile care ar fi putut să se rezolve cum s-au rezolvat în familia noastră când am fost la început de drum în București cu familia lui George Verzea, sau cu alții care ni s-au intersectat pașii de-a lungul timpului, familia fratelui Florin Negruț, cu care am colaborat multă vreme și am fost colegi păstori, dar el avea autoritate să-mi pună orice fel de întrebare, inclusiv din relațiile mele intime din casă, cu copiii, cu soția. Eram tras la socoteală, eram pieptănat cu țesălat cu perea de sârmă, cum se spune. Această instituție a fost compromisă. Mai întâi, evanghelicii au spus, noi nu avem de nevoie de nașca să-i la ortodoxi. Și au scos-o de tot. Când au reintrodus-o, au introdus-o la fel cum se practică în lume, adică degenerată. Instituția nașilor trebuie reinventată sau reconcepută. Ce se poate face? O familie mai în vârstă să ia pe una mai tânără. Dacă dintre ascultătorii noastre sunt domnule, haideți să-i luăm la noi la masă. Simplu, natural. Hai să luăm la noi la masă duminică. Știți, între mămici mai fac. Și dacă putem să ne întâlnim o dată la 2 săptămâni să ne rugăm împreună pentru nevoile lor, ia să vedem noi ce nevoie financiare. Uite, copiii ăștia n-au căruț pentru copil. Ia hai să punem noi 1.000 de lei și mai pune alți 1.000 de lei, să vorbim și cu și să vedem cum putem să-l cumpărăm un căruț. Și tot așa. Asta e normalitatea în trupul lui Hristos. Da, simt că e drum lung până la a pune în practică cumva toate lucrurile astea și motorul trebuie să fim tot noi, indivizii. Nu vine biserica ca și motor să ne ajute neapărat. Exact. Uneori se poate face și din biserică. La un moment dat am pornit un astfel de program, biserica pe care a păstorit-o, și unii au făcut-o, unii nu au făcut-o, membrii din comitet. Este familia Cuscărilor noștri care au făcut lucrul ăsta și au luat câteva familii tinere și i-au ucenicit realmente, i-au învățat cum să se poarte unul cu celălalt, cum să se iubească unul pe celălalt, într-o formă decentă, bineînțeles, foarte serioasă. Dar au făcut-o. Dumnezeu le-a pus pe inimă povara asta și au făcut-o. Se cheamă ucenicie. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Asta e mandatul pe care l-a trimis Domnul. Cu siguranță, dacă cineva nu s-a gândit la asta până acum, poate li se aprinde așa beculețul și cuplurilor tinere și celor mai în vârstă care ne ascultă. Acum, așa pe încheiere, vreau să vă adresez o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților mei care sunt și părinți și poate și în lumina discuției pe care am avut-o noi astăzi, ce vreți să le lăsați moștenire copiilor dumneavoastră? Cea mai mare moștenire și cea mai mare tezaur este cunoașterea de Dumnezeu. Nu cred că mi-aș dori altceva, dacă aș putea să împachetez cumva într-un zestre și să-l spun, este Psalmul 78, cred că este ce vreau să împlinesc în viața copiilor mei și asta așa să-l las. Ce am auzit, ce știm de la părinții noștri, aceea să spunem copiilor și copiilor care vor veni și copiilor copiilor care vor veni. Mai ales acum, adică sunt bunic, eu am crezut că scap de griji când se căsătoresc copiii, zic, doamne, ei cu viața lor, dar am așa o preocupare pentru felul în care vor trăi, pentru lumea în care vor trăi nepoții mei. Și mă rog pentru ei și când mă gândesc ce mi-ar plăcea mie cel mai mult când mă gândesc la Eliam, nepoțelul nostru sau la nepoțica care va veni. Ce mi-ar plăcea cel mai mult? Să-l cunoască pe Dumnezeu mai mult și mai bine decât l-am cunoscut eu. Asta ar fi cea mai mare dorință. Da, ce frumos. Eu vă mulțumesc tare mult pentru timpul dumneavoastră. Cred că discuția aceasta va ajuta multe persoane care, chiar dacă nu se află în impas, cu siguranță au în jurul lor oameni care trec prin provocări mai mari decât ale lor și pot să le dea resursa asta ca pe o mână întinsă. Și cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să pun datele de contact și chiar și conturile pentru Casa Păcii și Grădina Împăcării, dacă cineva are pe inimă să doneze pentru acest proiect. Vă mulțumesc tare mult! Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru inițiativă și timp și Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea aceasta de răspândire a adevărului lui și în forma aceasta prin podcast. Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita!
Doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!